După 2 ani de pandemie, slujba de înviere a fost realizată anul acesta și în municipiul nostru. Credincioșii au fost nevoiți să stea departe de biserică în noaptea de înviere din cauza pandemiei, însă de data asta slujba a fost desfășurată fără restricții. Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți! Mii de credincioși au mărșăluit pe străzile orașului, încrezători că învierea Domnului va aduce pace atât în suflete, cât și în întreaga lume. Cu pace în inimi, mai liniștiți și împăcați sufletește, oamenii au mers pe principalele artere ale orașului. Ușile bisericilor au fost deschise pentru a-i primi pe toți credincioșii care au venit să ia Sfânta Lumină. Credincioșii au fost așteptați în număr mare la biserică pentru a se ruga împreună cu preoții, mai ales în această perioadă dificilă, cu un război sângeros la granițele țării noastre. Pentru siguranța cetățenilor, specialiștii ISU au fost la datorie verificând dacă sunt respectate condițiile de securitate la incendiu, dacă bisericile au fost dotate cu stingătoare și dacă acestea sunt funcționale, dar și modul de amenajare a spațiilor și a locurilor folosite pentru arderea lumânărilor pe timpul slujbelor religioase. Chiar dacă restricțiile au fost ridicate, unii dintre credincioși au ales să poarte mască de protecție. După 2 ani de restricții, aceasta nu mai este obligatorie, ci recomandată în spații aglomerate.